Alin Chirilă, candidatul PSD, alături de europarlamentarul Victor Negrescu și de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, au discutat cu cetățenii din Dudașul Schelei despre realizările Partidului Social Democrat, dar și despre ce își doresc socialdemocrații să facă în continuare pentru ei. Cum prima dragoste nu se uită niciodată, nici Alin Chirilă, tânărul mehedințean, candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul României, nu i-a uitat pe cetățenii din Dudașul Schelei. Susținerea pe care aceștia i-au acordat-o de-a lungul timpului nu a fost uitată de către acesta, iar Alin Chirilă a reușit să le întoarcă sprijinul. Indiferent de funcțiile pe care le-a ocupat, a fost mereu alături de ei, încercând să rezolve problemele pe care aceștia le-au avut. Suntem în cartierul Dudașul Schelei și Schela Nouă, este cartierul meu de suflet. Și bineînțeles că niciodată nu o să pot uita acești oameni minunați, acestui cartier. Suntem astăzi alături de domnul europarlamentar Victor Negrescu și domnul președinte al Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Suntem în acest cartier pentru a sta de vorbă cu cetățenii, să ne notăm, să vedem ce își mai doresc, să le ascultăm doleanțele, fiindcă noi tot timpul am fost alături de dumneavoastră. În această perioadă suntem în execuția lucrurilor de asfaltare a străzii principale, și, bineînțeles, am luat act și cunoștință de dorința dumnealor, pe care vom transmite mai departe domnului primar și instituției primăriei pentru aducția de gaz. Niciodată nu o să uit de acești oameni, sunt oameni minunați, sunt oameni cu suflet bun și este cartierul sufletului meu. Cetățenii de aici sunt mulțumiți de interesul pe care acesta l-a manifestat față de ei în anii precedenți și sunt siguri de faptul că o să-i reprezinte cu succes și în Parlamentul României. Sunteți mulțumit de realizările Partidului Social Democrat în comunitatea dumneavoastră? Domnule, vreau să vă spun de la început că n-am cuvânt sau nu există expresie în care într-adevăr să întrupeze realitatea cât ne-a ajutat acest partid. Și în special vă rog să mă credeți, acesta Alin Chirilă. Pentru mine, parcă a fi crescut în acest cartier. Vă rog să mă credeți, nu vine să cred, de ani de zile a bătut cartierele astea mărginașe și în special cartierul Dudașul și Schela Nouă. Susțineți pe data de 6? Dar nu se pune problemă, să știți, în cadrul acestui cartier, nu vreau să zic că 99, dar în jur cel puțin 90% suntem alături de acești candidați. Pe candidatul Alin Chirilă îl cunoașteți? Da, cunoaștem de 3 mandate care el tot aleargă și i-a venit și lui rândul. E pur și simplu că a adoptat pe zona Dudașul Schelei. Un om care ne-a ajutat foarte mult, săritor și cu orice problemă te duce, el vrea să rezolve. Îi susțineți pe data de 6 decembrie? Fără doar și poate. Partidul Social Democrat a reușit să schimbe fața municipiului Drobeta, Turnu Severin, dar și a județului Mehedinți. Echipa formată din președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, primarul Marius Creciu, dar și secretarul de stat în guvernul PSD, actual candidat pentru Camera Deputaților, Alin Chirilă, a reușit să atragă investiții importante pentru a îmbunătăți nivelul de trai al tuturor mehedințenilor. Acest lucru se va reflecta în votul din 6 decembrie.